Ia-s, care baie e nenecăsica? E vreun bai? Adică mai așa o treabă pe ieșa prin viață. Deși n-ar trebui să avem sau cum? Tăti sunt frumoasă așa și la matale. Nu doare vreun os ceva? Nu s-a întâmplat nica? Dar pe unde ești acum? Vrei să vin să ne vedem pe undeva? Vii mâini pe aici? Te gândit așa după atâția ani de zile să vii să mă întrești pe mine ceva, nu știu. Poate vrei să o vezi pe asta mic, să vezi că o crescut, are 20 de ani, by the way. Apropo, adică nu știi ce e ăla cu by the way. Da. Vrei să o vezi sau... sau deși mai sunat? Așa te-ai gândit. Iată că tocmai ai și primis un apel de la ei. Da, vă conchis. Da. Da, și care durerea așa mai mare că am pus cânii pe voi? Sau că nu mă impresionează? Că nu mai am nicio așteptare. Care din aia este două, ca să le pot înțelege și eu. Așa. Și când n-am avut și să mănânc sau n-am avut unde să stau și eu te-am căutat, îți întreb și faci. Dacă poți să mă ajuți. Nu știu. Eu am sunat vreodată. Așa. Așa. Avai. Hai să plângim, bre, noi, că stăm să stăm să plângim. E că dacă tot mai sunat, eu te anunț că în următoarele 10 minute o să vărs toată oala din noapte în capul netale că gata, ni s-o luat. Nu, că ni s-o luat. E că momentul când ți se ia, apoi ți se ia, tătic. Apoi și eu știi că eu seamăn. Eu seamăn cu tanti Maria. Eu dacă după și mai scos pe mine din sărit, eu nu-ți mai vorghez frumos. Că eu n-am timp friat să stau cu tine aici în târg, ai înțeles? Unul la mână. Ai trecut de atâtea ori pe ișa să-ți vezi crâmpotul tău de copil, să vezi dacă nu a crapat și dacă nu a murit și dacă, și dacă Doamne ferește, nu a ajuns pe undeva prin nu știu câte șanțuri. Iată că nu a ajuns. La mine ai venit? Acum de ce mă suni? Ți-o zis scumpul și frumosul și extraordinarul și nemaipomenitul moștenitor că în loc să stai de vorbă cu mine, o să stai de vorbă cu avocații. Ești care și... Nu care problema acum, bre. Dacă și trebuie să stai de vorbă cu mine, eu am încercat. Dar pe mine mai suna să mă întreb dacă eu am încercat să vorbesc cu prostul și ala care ți l-a născut nevastă ta. Nu știu, pe mine m-a întrebat, fai femeie, ai încercat? Mai suna și pe mine să mă întreb dacă am să crăp? Că eu sunt singură aici, nu știu dacă ți-o zis cineva pe lumea asta, dar eu sunt singură, știi? Da. De câte ori ai venit matale în gara asta și să-i zis că n-ai timp să stai de vorbă și să vin eu pe unde ești ca să-mi dai o îmbrățișare, așa ca între Rudi, bre. Înțelegi? Că adică nu e numai la brânză, bre, l-a făcut de brânză și l-a împărțit-o brânzii după ce ai vândut-o la crac, înțelegi? La pizda mătii de unde te-a făcut pizini. Nu-ți mai vorbesc frumos, că eu acum gata m-am săturat să-ți mai vorbesc frumos. De unde atâta respect, bre? Dar pe vrei respect să-l faci singur. Du-și acasă la matare acolo în bătătură și să-l faci. Și după aia vii la mine la aici la București și îmi povestești nii de bătătura pizdi mătii că îți dau două de unde te vezi. Dar și când dacă a murit bunica, dacă a murit bunicul, dacă a murit, eu două palmi nu pot să-ți dau, nu? Dar și te crezi? În pădurii? Unde te crezi? Și crezi tu că vei să-mi dictezi la mine, dar și eu-s nevastă ta, că n-are, nu poate să sucă să iei pula, să-ți mai facă cu un hândrălău de Isa, care să-ți pufoși și dumitale acolo o casă și să spună, vai, e să realizat! Pe mine cine m-a întrebat pe mine, bre, că am nevoie sau nu de cineva să o vorbă bună? Că nu m-a întrebat nici unul dintre voi. Iată că mă descurc. Și dacă mă descurc, care-i problema mea, dacă mă descurc sau nu pe lumea asta? Că pe tine nu te fute grijă, aș fac eu. Așa,
Și în loc să stai de vorbă cu mine, stai de vorbă cu câinii. Și dacă stai de vorbă cu câinii, e extraordinar, domnule, dar cineva s-a de greu de vorbi cu câinii, bre? Că s-a avocat, iată că ei sunt mai deștepți ca mine. Că eu s-am fost o fraieră atâția ani de zile. Că voi v-ați pus palma în cur, v-ați luat frumos sărănișorii și la mine nu v-ați gândit. Că eu n-am copil, bre, că eu sunt singur, că eu bărbații găsesc toți drumurile, înțelegi? Lic, așa, știi, găsesc toți drumurile. Aici în București, știi, s-a stăt o grămadă de bărbați, așa, stau la coadă la mine și mă aștept. Ia-i dau ții la proasa și ea din Moldova, să-i dau niște bani din bătătura culului. Că așa vă sunt cu voi, proști și deștepți, nu? Că eu dacă mă nicrăp și creare copchiului sa, păi și ne are pe tine? Pe tine, bre? Dar și știi tu să-i faci, bre? Bă, dar n-ai puțin de rușine. Te-ai dat, bre, în goglind la matale acolo că ai părul alb în cap, dar n-ai puțin bun sânt. Dar păi mă sun pe mine ca să și. Păi și crezi că cu mine stai de vorba? Păi cu mine în fața mea tu nu vorghești. Că eu nu știu ce faci la nevastă ta acolo și nu știu la șcala cu mine în fața mea nu vorghești. Că n-asta se mănâncă cu dumitale în pădătură. Mama și cu bunica ți-o vorbi frumos, mama mea și cu bunica și cu bunica mea ți-o vorbi frumos, ți-o vorbi așa ca niște frați, dar mai am adute matale în pizza mătii, că eu m-am săturat de figurile pe care le aveți voi aici, că nu înțelegeți voi cu românești, că eu n-am drept, că eu am dreptate. Dar pe mine nu mă interesează, păi pe mine m-ai sunat ca să-mi crească mie tensiunea, ca să și ca să fac atac cerebral, ca așa la așa și așa la, ca să-l stresați? Și nu vă convine că v-am pus avocații pe voi? Aici să... Vă și o să zică lumea, bre, bă, dar chiar și o să zică lumea, bre. Și el zice, bre, lumea, bre. Ia să spune și zice lumea. Ha? După ce te duci 4 metri în pământ. Și el zice lumea, făne, mărorșitule. Că te-ai uitat de unde ai plecat, din păbăt, din când mergea fiul tu în bătătură cu Charlie Goale, acum v-ați ajuns. Și îți spuneți nici că sunt nebună, nebună stați voi, bre. Ia să nu mă mai sunați pe mine și nu mai mergeți la mine, că eu nu mă interesează. Pe mine să mă suni, stai așa, că eu vorghesc și că filmești o femeie, că nu contează și ne crezi. Tu tași în pizda, mătii, dacă nu-ți măta și bunica ta și n-ai înțeles nici, tu tași, tu scrușea, mătii. Că nu mă interesează vârste ai. Eu când vorbesc, tu tași. Pe mine să mă suni când vrei să-mi dai o îmbrățișare. Tu-ți morții, mătii, de boboșoroc împuțât. Doi. Să mă sun că nu o să vrei să o vezi pe nepoată ta. Trei! Să mă sun că n-are fii tu să-mi dai nii banii prin avocați, nu pe mine. Patru! Tu să tași când vorghești. Patru! Să mă sun când te-ai chemat eu, când o și bolnavă la spital, crușea mătii din moldoven împuțit. Cinci! Tu să tași că nu te-am întrebat nimic, tu n-ai voie să vorghești în fața mea. În fața femeii care ar putea să reprezinti nevastă ta care ți-a făcut copchii, tu să nu vorghești. Că pe mine mă interesează și vrei tu pe mine să mă înveți. Că n-ai și să mă înveți. Cinci! Cinci! Tași dracu din gură! Pe mine să mă sun dacă și fii tu are ceva, vreo problemă. De sanatate. Când copchiul și ala o reușit și el ceva în viață și voi să-l vezi și eu odată. Pe mine de asta să mă sunați. În rest puteți să vorgheți cu avocații până vi se tai și sufletul. Să ai o seară bună, că mă sună copchiul în eu și eu trebuie să-i răspund. Crușea mamei voastre din moldoveni care v-ați ajuns. Până la Dumnezeu te mănâncă sfânții, bă, băga mi-aș pula la Dumnezeu mătii și la Dumnezeului, că Dumnezeului pe care l-ați văzut ori și când Dumnezeului care vă-l numiți voi. Că până atunci iadul pe pământ, stăți voi, ftuvă în gură.